Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La începutul anului vorbeam de la acest microfon despre efectele catastrofale ale unor decizii abuzive de demitere la Transelectrica. Decizii fundamentate, de fapt, pur politic, în sensul în care politicienii aflați la putere au hotărât la un moment dat să dea afară directori cu mandat clar, doar ca să-și pună în loc clienți politici proprii. Pentru că am mușchi dacă sunt la putere și de ce nu. Iată ce s-a întâmplat după aceea, ce spuneam la începutul anului. Adică să difuzăm un fragment din Republica Fantastică România de pe 10 ianuarie anul acesta. Acești oameni, dați afară înainte de terminarea mandatului, au dat pe rând în judecată Transelectrica, adică guvernul. Ce să mai încoace încolo? Iar Curtea de Arbitraj de la Viena le-a dat dreptate. Și despăgubiri de milioane de lei cumulat. Am o listă lungă, dar am hotărât doar să o rezum. 5 dintre aceste persoane au primit deja compensații de câte 800 de mii de lei fiecare, ca urmare a revocărilor înainte de finalizarea mandatului. Unul a luat 2 milioane, altul a primit 560 de mii de lei, dar a deschis un nou proces prin care cere 2,2 milioane de lei. Alte procese sunt în curs și foarte probabil se vor termina la fel, la fel de prost pentru statul român, ci pentru noi contribuabilii din banii cărora vor fi plătite aceste despăgubiri. Situația e cât se poate de serioasă, iată cum niște concediere abuzive făcute politic ajung să ne coste pe toți sume uriașe. Bun, asta era pe 10 ianuarie. 5 luni mai târziu, pe 30 mai, compania de stat Transelectrica a anunțat investitorii că a pierdut un nou proces la centrul de arbitraj de la Viena. Cei care au câștigat au fost alți doi membri ai directoratului companiei revocați abuziv, cărora instanța a decis că trebuie să li se plătească despăgubiri de 1,1 milioane de lei. Pe 26 iunie, încă un proces pierdut. Același centru de arbitraj a admis pretenții împotriva companiei de peste 930.000 de lei, la care se adaugă accesorii, deci suma totală probabil depășește 1 milion, în urma unei acțiuni deschise de un fost membru al Consiliului de Supraveghere, revocat și el abuziv. Pare că Viena e nouă TAS de la sport, unde mergeam noi la Lozan, de le dădeam lor de lucru, că nici n-am mai auzit nimic de ei, cred că s-au fi închis de nu mai au românii clienți. Dar stați, mai avem. Vinerea asta, compania de stat Transelectrica a anunțat pe bursă că a pierdut încă un litigiu în fața unui fost șef al companiei. Aceeași curte de arbitraj de la Viena a decis ca Transelectrica să-i plătească unui domn pe nume Viorel Stanciu, fost membru al Consiliului de Supraveghere Transelectrica, demis și el în aceeași acțiune la începutul anului 2021, compensații de peste 3,6 milioane de lei brut. Și n-am făcut o socoteală, dar eu cred că sumele totale pe care trebuie să le achite acum Transelectrica acestor foști directori au depășit deja 10 milioane de lei. Și vă reamintesc, Transelectrica este o companie cu capital majoritar de stat. Dar asta nu înseamnă cumva că aici nu trebuie respectate legile, nu? Adică dacă e de stat sau dacă e privată, trebuie respectate legile. Nu respecti legile, sunt consecințe. Iată consecințele. Pe 22 iunie 2021, atunci s-a întâmplat toată povestea, fără un motiv anume, Secretariatul General al Guvernului, SGG, a decis, în calitate de acționar majoritar, schimbarea membrilor Consiliului de Supraveghere la Transelectrica, SGG, adică șefii guvernului, atunci era guvernul Cățu, au dat afară astfel 7 membri ai Consiliului de Supraveghere, care aveau mandat plin de 4 ani până în septembrie anul acesta. 3 zile mai târziu, SGG a dat afară și toți membrii directoratului companiei, deși mandatele acestora expirau abia în noiembrie anul acesta. Deci poți presupune că la conducerea unei companii, la un moment dat, sunt persoane care nu performează. E ok. Faci o evaluare, schimbi omul respectiv în baza contractului. Că dacă îl dai afară pur și simplu, te expui la penalitățile prevăzute în contract dacă ele există. Un șef, poate doi, dar în momentul în care îi dai afară pe toți în aceea zi, deodată și după 3 zile îi dai pe toți și de la Consiliul de Supraveghere ca să numești tu pe alții, este clar că aici ai comis un abuz. Iar acest abuz va costa. Guvernul de atunci, observă Hot News, era controlat de Florin Câțu și de apropiații săi, era un guvernul PNL, da? Iar toți cei demiși fuseseră numiți în guvernarea Orban, guvernarea de dinainte.
Practic, șefii de la Transelectric au fost revocați pentru că fusese schimbat guvernul. Deși legislația privind guvernanța corporativă descurajează astfel de practici, numirile pe criterii politice în companiile de stat. Dar statul capturat de aceste mafii politice, el nu mai este o bază pentru performanță, pentru aplicarea legislației, pentru reguli. El este un domeniu care trebuie căpușat. Oamenii aceștia, cum a fost și Florin Câțu, și nu doar el, ei când ajung la putere, ei trebuie să îndeplinească niște servicii, trebuie să recompenseze clientela politică. Cum să o recompenseze altfel decât numind clienți politici în funcții de unde, odată, sunt niște sinecuri, iau și niște bani, niște salarii foarte mari în ultima vreme, indemnizații de ședință foarte mari în ultima vreme, sunt numiți prin multe consilii de administrație, au acces la informații din interior, încheie contracte în propriul interes al lor și al apropiaților lor și după aceea și ei mai departe ung pe cine trebuie la partid acolo unde s-a decis numirea lor în aceste funcții. Ăsta este întreg mecanismul de parazitare a statului român. Și ne mirăm că nu sunt bani la buget. Păi nu sunt bani pentru că o bună parte din bani sunt parazitați de clientela politică. Iar cazul de la Transelectrica este definitoriu pentru acest mod de acțiune. Este un mod de operare. Întrebarea mea este, cine va plăti acum toate aceste despăgubiri de milioane de lei, cred că peste 10 milioane de lei, pe care trebuie să le achite Transelectrica, o companie majoritară de stat, vă reamintesc. Nu vi s-ar părea corect acum ca această firmă, această companie, să se îndrepte în instanță împotriva celor care au provocat aceste pierderi prin acte abuzive? Adică, dacă un angajat al unei companii, de pildă, dă foc cu intenție sediului companiei, să zicem, și chiar și semnează o declarație în acest sens, adică actul incendierii cu pagubele aferente, acest act îi poate fi atribuit fără niciun dubiu, nu? Compania respectivă îl dă în judecată, evident, îi cere să achite despăgubiri, că așa e normal, porți responsabilitatea actelor tale, adică dacă tu cu intenție ai provocat daune cuiva, îți și asume asta prin semnătură, semnăturile respective sunt arhivate în acte publice, nu e normal să și plătești despăgubiri când ai comis pagube, când ai produs pagube? Și atunci, dacă companiei Transelectrica au fost provocate pagube măsurabile prin decizii administrative luate ilegal, asumate, repet, prin semnătură de diverse persoane, nu credeți că aceste persoane ar trebui să plătească pentru ce au făcut? Adică de ce să plătesc eu, un cetățean oarecare, prin creșterea tarifelor Transelectrica? Transelectrica trebuie să-și ia banii de undeva. De unde să-și ia? De la fraierii care îi folosesc serviciile. Acolo vor exista creșteri de prețuri ca să dea despăgubire acestor oameni dați afară abuziv de domnul Câțu și de secretarul general al guvernului și clienților politici. Nu? Adică aceste daune produse de politicieni corupți care au ignorat și bagiocorit pe față, asumat legile în vigoare, nu credeți că ar trebui să plătească ei astea 10 milioane de lei? Da. Deci fostul prim-ministru Florin Câțu și fostul secretar al general al guvernului Câțu, adică Horațiu Gorun. Cu ei doi aș începe. Domnilor, ați semnat niște documente în mod vădit ilegale, care au fost și demonstrate ca fiind ilegale într-o instanță de judecată. Actele voastre au costat peste 10 milioane de lei. Puftiți contul. Plătiți banii. Asumați-vă răspunderea pentru ce ați făcut. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.